Salutare! De mult timp, de foarte mult timp, mă țin să fac un video cum se reglează carburatorul la drujbă, așa că a venit timpul să facem și acest clip. De foarte multe ori mi s-a cerut asta în comentarii, așa că, evident, facem pe un 230, cea mai comună drujbă de pe acest canal. Avem aici un carburator original, pentru a putea înțelege puțin chimia lui, cu ghilimele de rigoare. Pe ea avem un carburator chinezesc, avem și o robinetă de reglaj, da, în cazul de față e una originală, dar nu mai contează, și un tahometru, ăsta e opțional. Ăsta, după ce cred eu că o să funcționeze bine, o să-l pun și pe el să verificăm, să-mi probez urechea, să zic așa. Bun, pentru cei care mă întreabă cum să reglez, câte ture să dau, ce să fac, mă repet încă o dată, indiferent ce tip de carburator, ce tip de motor, reglajele trebuie făcute custom pentru fiecare motor în parte. Nu contează, nu se aplică că două ture jumate, cu o tură jumate, că ăla e un reglaj aproximativ de plecare. Nu zic că nu funcționează, dar nu funcționează optim. Și asta poate pune probleme. Scoate fum, consumă mult sau invers, reversul, e prea sărac, se uzează motorul prematur. Da, diverse probleme. Ok, cam ăsta e carburatorul de 230. Mulți dintre voi îl cunoașteți. Exact în poziția asta vine reglat, pardon, montat, exact așa. Avem 3 șuruburi mari și tari, H-ul, L-ul și T-ul de la relanti. H-ul se ocupă de turațiile high, înalte, L-ul de turațiile low, joase, iar T-ul de la relanti. Nu știu traducerea, mă rog, nu mă pasionează. Bun. Mai zic vechii meseriași că are prea mult aer sau mă iai din aer. Nu există reglaj de aer. Astea toate sunt pentru benzină. Da, hai că ăsta poți zice că e pentru clapetă și ăsta chiar reglează aerul. Dar astea sunt doar pentru benzină. Reglează debitul de benzină prin gâsca asta sau mai are un orificiu. În fine, nu intrăm în detalii prea complicate ca să înțeleagă toată lumea. Deci, pentru reglarea aerului este strict clapeta de accelerație, adică asta din alamă care vedeți voi aici. Cu cât apeși accelerația mai tare, cu atât se deschide clapeta mai tare și intră mai mult aer. Atât, alt reglaj nu există. Și aici, la relanti, cu cât strâng șurubul mai tare, se desface puțin să stea mai turată sau mai puțin turată. Dar asta e ultima problemă. În principiu noi ne axăm pe astea două, să zic așa, pentru că astea ne interesează. Cel de low e în față, cel de high e în spate. La modelele Husqvarna sau alte modele se întâmplă ca carburatorul să fie poziționat așa. El funcționează oricum, doar că trebuie avut în vedere oarecum, în principiu eu nu am întâlnit altfel, dar poate fi, noi excludem, să fie și invers între ele, dar eu am întâlnit L-ul către motor, H-ul către mânere în spate. Indiferent și la chinezești și la toate, eu așa am întâlnit. Dacă voi ați întâlnit altfel, vă rog să-mi spuneți. Bun, așa cum ar trebui, în mod normal nu trebuie debontat capacul, se bagă pe aici și se reglează. Mi-a spus cineva în comentarii, domne, eu la drujba mea nu am, era vorba de un 230, nu am reglaj pentru L, am doar pentru H și LA, adică T-ul sau relantiul. Bun. L-ul e notat aici și se bagă șurubelnița prin mâner. Sper că se vede. Ăsta e L-ul și ăsta e H-ul. Aici avem și L-ul și H-ul. Ea de fabrică îți dă voie să faci un reglaj. Mă normal, pe carburator original este un limitator din plastic, de obicei galben, pe acest șurub. În fine, astea sunt niște reglaje care se mai pot face, dar din păcate oamenii umblă inconștienți la reglaje și le dă peste cap de tot. Pentru că drujba are altceva și ei, domne, trebuie reglat. O prostie. În fine, în cazul de față avem un carburator nou, pus pe drujbă și trebuie reglat. Ok, putem
De obicei ele cum vin noi, se montează și drujba pornește. Nu merge perfect, dar pornește. Voi ce puteți face ar fi să... Bun. Aici avem șurubul pentru relantii, șurubul de H și șurubul de L. Sper să prind și notațiile. Se vede, da? H în spate, L-ul către motor. Ne luăm ca și reper, care să zic. Să ne luăm L-ul și vedem că e bara dreaptă cu lungimea lamei, să spunem, către în față, da? Și noi, deci cum e acum, strângem și desfacem și măsurăm sau așa mai departe. În principiu ar fi bine să știm, dacă încercăm să facem o reglă, să știm de unde plecăm. Așa că punem șurubelnița și strângem până la maxim. Dar în același timp numărăm. De câte ori ajungem, învârtim șurubelnița și ajungem cu ea în poziția asta, avem o jumătate, încă o dată avem o tură. Ok? Hai să vedem. Deci, jumătate, o tură, o tură jumătate, două și jumătate, două și un sfert, aș putea spune, chiar dacă mi-e puțin de un sfert, da? Ok, acum îl dăm înapoi. Aici avem punctul mor, să zic așa, deci am dat sfertul înapoi și dăm două jumate înapoi. Jumate, una jumate, două jumate. Ne-am întors de unde am plecat. Pe când la H, același lucru. Aici avem o poziție mai oblică, așa. Plecăm și numărăm. Jumate, una jumate. Și deja aici s-a închis. Atenție, nu strângeți foarte tare, pentru că eu am avut o experiență neplăcută în care am rupt un șurub, era din alamă la o motocoasă și n-am găsit carburator, a trebuit să cumpăr altă motocoasă, noroc că era a mea proprie. Dar asta e, se mai întâmplă. Sau n-ar trebui să se întâmple. Dăm înapoi o tură jumate. Jumate, una și jumătate. Ok, și să zicem că avem aproximativ un reglaj de două ture jumate pe L, una jumate pe H. Asta ar fi un reglaj, să spunem, de pornire. Turjba ar trebui să pornească acum și să funcționeze mai mult sau mai puțin bine. General valabil, indiferent ce reglați, încercați să aveți rezervorul cât mai plin. Preferabil ochii, dacă se poate, pentru că dacă înclinați în anumite unghiuri sau de la vibrații, poate să vă tragă aer și să reglați aiurea, fără să vă dați seama. Sau să ziceți nu merge carburatorul sau mai știu eu ce. Mai cunosc situații. Ok, deci general valabil pentru toate, așa cum am zis, este un reglaj pentru drujbă, în principiu cam tot ce are două șuruburi. La motocoase mai întâlniți și carburatoare cu un singur șurub. Știu, mai are unul pe pârghia aia sus, dar ăla nu-l luăm în calcul, pentru că acolo nu prea ai de ce umbla. Unde e un șurub e mai simplu, unde-s două e un picuț mai complicat, să spunem. Dar rămâneți până la final și nu o să fie atât de complicat. Ok, pun telefonul pe stativ, pornesc drujba, ea trebuie încălzită. Indiferent ce reglați, un motor trebuie să fie cald în regimul lui de funcționare, nu la rece, pentru că odată cu creșterea temperaturii o să-și modifice parametrii și nu o să mai fie valabil reglajul. Voi reglați la rece, merge ceas, când o băgați în lemn, tăiați 2 minute și merge aiure. De-aia merge aiure. Hai să punem pe stativ, eu oricum am mai pornit-o, ar trebui să fie puțin caldă. O să o pornesc, o să o încălzesc și după revenim cu un reglaj. În modelul de față se poate porni și fără capac, pentru că filtrul de aer nu e prins de capac și el stă foarte bine așa. De asta am și ales modelul ăsta, să vă pot arăta reglajele, pentru că practic se poate observa mai ușor. Bun, asta pornește jos, am zis e cald, dar nu contează dacă se neacă acum, că o rezolv eu imediat.
se dă două sfori jos, se dă la a doua treaptă. Ok, după ce am încălzit drujba, întoarcem reglaje, preferabil să meargă relantii, mai turată din când în când, aproximativ vreo 2 minute, așa să fie cât de cât încins. Bun, așa cum am zis, elul se ocupă de turațiile joase, H-ul se ocupă de turațiile înalte. Eu, pe măsură ce am să strâng elul, o să-i dau amestec mai sărac la turații joase. Adică în sarcină maximă sau în momentul în care accelerez brusc să plece de pe loc, dacă are amestec prea sărac, pleacă așa lent, treptat. Dacă amestecul este optim, urcă foarte repede în ture. N-am cum să vă fac un grafic, dar gen, dacă e prea sărac sau prea bogat, urcă lent, dacă e optim, pleacă ceva mai tare. Bun. Deci am zis, se ocupă de practic de forța în lemn, oarecum, și de plecarea de la relantii către turația maximă. H-ul, în schimb, se ocupă cu cealaltă parte, vârful de turații. Unde ajunge? E, pleacă până la 7000, 10000 și acolo se plafonează. Dacă strâng H-ul ăsta mai mult, poate să ajungă până la 15-16000 de rotații, dar fiind un amestec foarte sărac, din nou nu o să funcționeze bine nici în lemn. Așa că trebuie găsit o variantă de mijloc, ce să zic, undeva la 13.000 zic eu că ar fi ok pentru drujba asta cu durație în gol. 12-13.000, acum depinde, unii zic că e bogat, alții zic că e bine așa, părerile sunt împărțite. Eu vă zic cum le reglez eu. Ok, hai să vedem și cum se aude. Când amestecul este prea bogat, are o bătaie de amestec, adică motorul la turație maximă nu merge rotund, ci are o plafonare așa, tă. O să vedeți voi imediat despre ce e vorba. Da, ok, pornim. Umblăm puțin la H, o să blochez frâna puțin ca să auziți cum se aude motorul, umblăm la H, dăm o jumătate de tur înainte, o jumătate de tur înapoi și vedeți diferența. Prima dată o să dau o jumătate de tură înainte, adică îl strâng, să fie amestecul mai sărac, vedem cum se comportă. Apoi îl dau la punctul mort cum e acum, care l-am zis noi că fiind două ture jumate, și dăm o jumătate de tură, pe desfăcut, adică mai bogat amestecul, să vedem ce se întâmplă. Iar apoi revenim la H. Sper că s-a înțeles. Hai să vedem. Pornim. Nu știu dacă s-a observat sau nu, dar după ce am dat acum înapoi, a apărut și puțin fum. Ah!
Ok, deci eu am lăsat acum undeva la 2 ture și un sfert, unde 2 ture și jumătate și 2 ture. Ea era inițial către cu era așa, iar eu am mai strâns puțin de la 2 jumate. Așa mi s-a părut mie să meargă mai ok. Bun. Următorul pas ar fi să reglăm turațiile înalte. Pornim din nou. Probabil ați văzut, când am dat înainte, am probat și cu frâna, am dat înapoi la 0, am probat cu frâna, am dat mai înapoi, am probat cu frâna și da, eu mai folosesc metoda asta, cu toate că nu e cea mai bună, pentru că poate uza puțin și ambreiajul. Dar nu țin mult ca să nu creez probleme. Ok, revenim la H. O să turez maxim, o să dau jumătate de tură înapoi, înainte, adică spre strâns, să-i crezi turația și după o jumătate de tură înapoi spre destrâns ca să-i scad turația, să vedeți diferența. Ok, ați văzut, am strâns o jumătate de tură, deci practic m-am dus cu reglajul până la o tură. Mergea puțin mai turat, am revenit înapoi la o tură jumate, cum a fost inițial, unde mi se pare că merge cel mai bine, iar apoi am dat înapoi spre desfăcut încă o jumătate de tură, adică m-am dus până la 2 ture, unde s-a auzit bătaia de amestec foarte, foarte puternică. Ceea ce nu e ok, pentru că, nu știu dacă s-a văzut, a ieșit și destul de mult fum, nu e în regulă. Bun, acum astea au fost niște reglaje mari, în mare, reglaj la o jumătate de tură, la un sfert de tură, să zic. Dar aici e vorba de 1x8, 1x4, 2x8, adică rotații foarte puțin, după ureche să o asculte, dai puțin înainte, puțin înapoi și așa mai departe. Iar în final ați văzut că am reglat puțin și relantiu, pentru că cât le strângi pe ambele mai mult, cu atât va crește și turația la relantiu. Cu cât le slăbești, cu atât va scădea turația la relantiv. Ok. În ultima fază o să punem și tahometru să vedem cum ne dă. Ok, ați văzut, s-a dus până la 14.000. Acum o să dau o jumătate de tură pe desfăcut, adică mă duc înapoi la 2 ture cu H-ul. Să vedem până la cât urcă.
13.600. E... Da, cred că o să las ceva mai, mai cum e acum, pentru că 14 mi se pare destul de mult. Ea nu e utilizată drujba într-un regim foarte prietenos, așa că mai bine o să las puțin mai, mai jos turația pentru a rezista mai bine la stres. Ok, în mare parte. Acum fiecare și-o reglează după bunul plac. Mie de obicei îmi place să fie puțin mai turată, pentru că vreau ceva mai multă viteză. În fine, cam asta ar fi reglajul mare. Sper că v-a fost de folos. Acum, nu știu, dacă mai doriți și alte clipuri de acest gen, uite și ăsta a ieșit destul de lung, 20 de minute. Vă mulțumesc de vizionare, ca de obicei. Sper să vă fie util. Nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc. La revedere!